Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Suntem aici, în mijlocul naturii, așteptăm să se facă porumbul. Astăzi avem o mașină mai de off-road, una bucată Ford Focus din prima generație. Hai să ascultăm tabla asta veche. Băi, mâncați-o, și e tank, deci tabla e tank. E bună tabla, să știi. Am văzut la unii, i s-a stricat unul mecanismul sau ceva și i-a sudat într-o șurubelță un cap de cheie și umblă cu șurubelța ca să deschidă aici. Dar cu șurubelță de aia lungă. Bun. Avem aici una bucată Ford cu un motor, cumva are 16 valve? Da. Deci un 1.8 benzină, 16 valve, 115 cai. Din ce an ai zis că e? 2004? 2004. Am luat-o cu, ia zic cheia, să vadă. Am luat-o cu 168.700 de kilometri, real, verificat în rar. Deci, fii antenă, exact așa, e cheia mea de la Fiesta, exact cum e asta mică, că aveam telecomanda separată, n-aveam telecomanda aici. Merg amândouă cheile să pornesc mașina, amândouă țip în ele. Mm-hmm. Dacă pierd vreodată telecomanda, am înțeles. Din start, spre rușinea noastră, trebuie să umblăm cu modulator, că n-avem Bluetooth. Fucking Ford, n-am știut și ei de un auxiliar să fie și ei în 2004. Are USB, să-ți încarci telefonul, asta m-a interesat. O dotare super mișto, pe care nu m-aș fi așteptat la o mașină atât de veche, este, mai trebuie o dată, așa, avem climă. Cum e așa? Sau? Dar aia este ventilația. Și aici auto? Acolo bagă pe auto, dai pe low. Dacă vrei să pui, de exemplu, uite, ai acolo astfel de flot, să se testi. Și de aici îți dai temperatura, vezi? Și de aici temperatura, bun. Super mișto. Cutie manuală, 5 viteze, frână de mână clasică, scaune încălzite și stânga și dreapta. Aici ai zis că este anti-scârț? TCR-ul, da. TCR-ul anti-scârț. Geamuri electrice pe față și pe spate manuale. Avem aici computer de bord care ne arată consumul. Farurile pe ce le ai? Pe halogen? Halogen. Halogen. Halogen, fii atent. Proiectoare. Da. Asta, proiectoare. Ceață. Ceață, așa e și la mine. La mine nu mai merge chestia asta, s-a bulit. Atât s-a bulit. Oglinzile mecanice. Electrice, da. Sunt electrice? Da. Stai că acum văd și eu, da. Oglinzi electrice, mișto. Ce cam aproape de tot pe care s-a pus să fie cu mașina. Și de asemenea, pentru cei care fumează, se deschide asta. Asta lasă asta mai jos. Așa. De asemenea, pentru fumători, scrumieră. Suport de pahare față spate. Suport de pahare. Uite, și chestia asta e bună, ai să mai ții ceva. Aia ția în capul la maneta infotainment-ul. Aici ce apare? Apare în computer. Ok, hai să focuseze. Asta e consum. Butonele alea schimbi unitatea, de exemplu, uite pe ăsta. Aici treci pe mai multe prin istoric, știi? Mm-hmm. Și aici schimbi din sistemul european până american. Miles per gallon aici schimbi MPG-ul. Noi suntem europeni. What is a liter, cum zic americanii. Deci avem așa, range-ul, temperatura de afară. Ce am dat semnal? Așa, 51, asta e, cred că e viteza medie care circulă. Asta zic eu, cred că e viteza medie. Așa, și acum consumul mașina este oprită. Hai să vedem cum stăm și pe farurile. Așa, știi cum zic eu la asta? Senzor antiprost. Exact. Hai să vedem și pe bancheta din spate cum stăm și probăm și portbagajul. Știi testul meu cu portbagajul? Hai, ține cheia. Așa, hai să vedem cât de mult loc avem. Bine, tu ești așa și mai scund. Da, uite, ăla e mai în spate, tot ai. Decât loc e aici și tu ai cam în jur de 1,75 m. Așa, uite, aici a stat taică tu probabil. Da. E mai înalt. E mai mic, dar el stă mai pe spate. Da. Și tot ai loc destul. Și tot ai loc. A, apropo, încă o brichetă aici pentru pasageri, să-ți pui încărcător ceva la telefon. Dar merge să pui și aici modulatorul? Da, l-am probat. Deci merge. Mm-hmm. Și dacă ai două modulatoare, ce se întâmplă? Nu am încercat. N-ai încercat. Am două modulatoare la mine. Dacă uite, acum am văzut că mai e și acolo spațiu. Da, am un spațiu sub ăla. Și mai e un modulator acolo. Mai am un modulator acolo. Păi ce fac? Special pentru spate aici? Nu, ăla l-am luat pentru că am crezut că mi se strică ăsta la altul. Că sunt cam fir avea sa și am mai avut eu unul în afară, primul modulator s-a stricat în 2 săptămâni. Am înțeles. De asemenea, la sistemul multimedia, CD-ul și radio și cam atât. De, Ford 2004. Era și versiunea cu tine, mai bine merg de pe aia cu casetă, că e acțeles infotainment ăla. Mai bine merg de pe aia cu casetă, că sunt casete cu jack, de poți să le pui cu totul, știi? Da? Mișto așa. Se făcea până anii 90, cine și cunoaște știe. Geamuri.
manuale. Da, se, deci zici că se date cu vaselină, tot așa, nu coboară cu totul, ceva sistem, sistem pentru anti, co- sistem anti, pentru... anticopil să sară, da. Hai să vedem și portbagajul cum este. Ori de încheie, ori din telecomandă avem. Uite aici, că mai ai niște bani aici. Da. A, apropo, la mine e pe partea cu șoferul bușonul și băcar nu stau mult la coadă la benzinărie. Așa, hai să vedem și portbagajul cât de spațios este. Ia să vedem, încape aici un pletos. Încape, au încăput 4 butelii în el. Astea. 4 butelii? Da. Ia să vedem dacă e un cap aici. Filmează. Ia să vedem. Testul portbagajului. Mergi să dai în cap unul și să-l arunci la cumori. Gata. Stai puțin. Tu trebuia să fii plecat acum cu mașina. Exact. Da, acum era bună la valiera. Deci da, testul portbagajului a funcționat, a încăputul. Stai? A, e pompa, am crezut că e bâtă. No. Așa. Aia nu o țin, nu o țin pe la prietenă, țin că plec pe la dosmani. A, ok, bun. Hai să-i dai și o cheie ceva, să ascultăm cum pornește și să vedem dacă scoate și niște fum. Dacă omor un pinguin, să o enervăm pe Greta sau nu. Hai să ascultăm cum pornește. Ia dă-i! Așa, hai să vedem. Nici un pic de fum. Benzină, boss. Benzină întreținută. Ia las-o să ascultăm și relantiul. Se aude bine și relantiul. În condițiile în care mașina asta are 20 de ani. Îți dai seama, unii oameni se gândesc că o mașină veche e Dacia 1300, că încolo deja vorbim de Ford Focus, Logan, primul model. Dacia 1300 de gândesc are deja aproape 40 de ani. De atunci, da, și încă o chestie pe care n-am prezentat-o și mă înjurai dacă nu o arătam. Da. Așa, ia uitați, știți ce sunt firicele acestea de pe parbriz? Parbriz încălzit. Dotare specială, Ford au fost printre, nu printre primii, că au avut și alții mai scumpi. Eu n-am încălzire prin parbriz, din păcate. Au fost printre primii care au adus-o pe mașinile mai de medie, știi? Da, că era o dotare mai de lux. Exact, păi și ziua de astăzi, să știi că Ford îți bagă multe dotări. Și nu sunt nici cele mai scumpe. Mă rog, toate mașinile noi sunt scumpe, dar măcar îți bagă dotări multe, dar nu te costă atât de mult. Nu te costă. Ce? S-au pus dotări foarte bune pentru vremea lor, pentru. Da, uite, eu pe Fiesta nu am parbriz încălzit, din păcate. A, și by the way, van Timirers pe amândouă ori astea. Ce ai? Oglindă? Van Timirers pe amândouă ori astea. Frate, că asta nu e încă nu mai. Da, ce vrem, bă, e veche. Nu, are, s-a dus la. S-a spart plasticul acolo, da. Am van Timirers pe amândouă. Păi cam pe, la multe mașini sunt oglinzi și pe stânga și pe dreapta. O pe lumea. Opelul, păi da mă, da, compare Opelul care era cu aproape 10 ani mai bătrân decât Fordul ăsta. Ce am mai de prezentat? Cam așa ar funcționa ventilația, sus, jos, așa, o deschizi mai tare sau o închizi, îi faci așa, stânga, dreapta de aici. Și pentru geamuri s-ar duce mai mult de aici, așa. Altele la băieți sistemul în spate, am aici frumos pentru... Ah, dar chiar ai și padele. Nu e padelă. Mă rog, e padele, este sistemul pentru ăsta. Pentru da, văd că ai volum, radio. Mod. De aici poți dau volumul să schimb, poți să dau modul să dau de pe CD pe... A, ăla e SIC, să caute frecvența de radio. SIC-ul ca să schimbe frecvența, uite, de ăsta i-a dat. Da, și de acum caută. Și 1, 2, 3, 4, posturi salvate. Posturi salvate, chestie... Era vremea când se furau castofane, boss, așa că... Scoteai castofane. Asta... Nu mai aveți să se facă cu el. A, nu spornea fără bucata fără asta. Bă, ce tare. Dacă se furau castofoane. Ce bine îmi pare că am scăpat de castofonul ăla. Și da, trebuie decodat, trebuie. Am codul, pe cel mai bun post la data acum. Ne reprezintă pe amândoi. Exact, ha, ha, ha. Dar tu prinzi radio pe aici, că eu n-am deloc semnal la radio în zona asta. Bun. Ai gata, ne luăm copyright. Da, eu nu prea am semnal la radio pe aici. N-aveam nicio pe Opel. Nici tata pe Logan nu are și nici eu. Bine, eu țin, nici nu prea folosesc radio. L-am dat toată pe Trinita și pe Rock FM, că le-am pus unul lângă altul și n-aveam semnal pe niciunul. Hai să vedem cât de bine se descurcă pe off-road. Hai să punem centurile să fim legali. Că noi folosim centura, noi suntem legali în ceea ce facem aici.
Bun. Băieți, băieți și fete, purtați-vă centurile. De ce? Nu știu niciodată de unde apar sticlece. Te bagă în scaun accelerație. Da, da. Păi e 1.8, ce vreo, 115 cai. Se vede fumul, auzi, praful spate se vede aici pe câmp. Și uite, ai cât de cât stabilitate, adică foarte mare. Te zgâlție, dar nu foarte tare. Am, ți-am spus, pe spate și pe față sunt astea amortizoarele noi nouă, ce fur, pe care a fost proprietar înainte să mi-e de mie. Mm-hmm. Arcurile mi se pare că nu le-a schimbat, amortizoarele sunt noi și se cunoaște, se vede. Dacă păi, nu te face așa, dreapta, exact. Da, sau așa, sus, jos, nu te face deloc, adică se menține super bine. Hai dacă găsiți și drum de piatră. Că na, cu mașina asta ați permis să intri pe teren accidentat. E înaltă, are foarte mare clearance. Nici sloganul nu are clearance, putem eu la asta, că sunt. Ea e înaltă de fabrică, Ford-ul Focus-ul era înaltă. Ia uite aici, recolta. S-a dat acum startul, s-a dus orzul, urmează grâul. Până la porumb, dar porumbul e cam sărăcăcios pe partea asta aici. Cred că tocmai la toamnă, până septembrie, dar mai vedem până atunci. Nu, dar uite, are floare din aia, spicul, și e foarte scund. Bine, în mijloc, în capăt, e mai înalt, dar aici e sărăcăcios, rău. Aici-i față. Deci mai în față este și floarea, vedem și noi recolta aici. Da, asta este frumusețea Bărăganului. Câmp, foarte colorat, foarte colorat, multă recoltă și cam atât, cam ăsta e tot Bărăganul. Când venea crivățul, n-aveai adăpost. Dacă poate dacă stai lângă pădure, că bătea vântul ăla, te lua pe sus. E, era pe... avea nici adăpost când se făceau atunci, perderele alea, era... Da, da, cineva, acum s-au tăiat o scopă aici. Bă, dar și floarea e cam scundă. Este. Ce vrei, frate, dacă nu ai nostru român, nu irigă? Bă, fermierii care și-au făcut ei din banii lor sezon de irigație au recorte da, record. Mal caut, dar restul care nu se investească. În loc să investească, da. Hai să nu vorbim despre agricultură, că nu suntem la Agro TV. Viața satului. Viața satului și pe favorit, pe acolo umbrăm. Airbag-uri aici, ai și în laterale? Nu. Mi se pare că n-au, doar aici. Doar acolo. Sau și în scaun pentru spate, cred că. Direct în scaun? Da. Nu știu. N-am pus să mă întorc să văd. Mi se pare că doar în fața aveau. Că am văzut la unul care zicea că el tot așa cumpăra mașini să le vândă. Și întreba când cumpăra mașina să o vândă mai departe, a avut accident? Da, uite că airbag-ul sări. Și n-a spățit nimic? Nu. Păi și doar airbag-urile față? Atât au avut, au sărit airbag-urile. Că le vindea cu airbag-urile sărite, da, da, da. Și doar atâta, doar astea erau sărit airbag-urile. Că doar în față. Deci un pic de piatră. Și ieșim cu mașină și josea. Hai în partea aia, că... În stânga. Că în dreapta se termină șoseaua asta. Mamă, mâncă-cea. Ce s-a făcut în spate? În spate. Au ce în spate? S-a jegărit și luneta și tot. Să se știe că acum trece și noi pe asfalt. Ia uitați aici consum. 40, era 50 de ori. Asta e consumul, da, la consumul când vrei să mergi tu. La plecarea de pe loc. Ca sportivul. Da. Pe raliu. Dorăm imediat la consum frumos să vadă. Păi deja a scăzut dițel. Pui mie plecarea de pe locul 50, că ai turat tare, fiind motorul mare. Uite, 6.5, 6.6. 2.1, da? 200, 2.100 de turații. Așa, să se vadă și turațiile acolo. 7, 6, 6, 9. Deci ăsta, deci pui cu clima pornită. Cu clima pornită. Constant, că nu merg fără timp. Da. Păi eu cu clima oprită, într-adevăr, scot 5, dar e motorul mai mic, e 1.3. Și o să și zgârcit cu benzina. Ai grijă groapa. Opa, hai că nici nu s-a simțit groapa aia. Mai faci o groapă mare. Pe scaunul meu, da, nu mai contează. Asta mai am și reglaj pe înălțime. Reglaj? Da, și la mine. Și se înalță nițel. Ai, la mine și... nu e chiar nițel. Vezi că la mine sunt vreo 5 cm solizi. N-am testat cât de mult se înalță, dar și mie îmi place să fiu mai sus cu scaunul, că... L-am la maxim, este bun, mă uit ca la tir. Bine, tu ești și mai scund așa, dar oricum e bine să vezi peste bord, că na, mai ales pe la țară, țară, un câine, o pisică, o struță, o cămilă, ceva. Și da, și de o băieție care știu ei să conducă. Și acum am un consum în decelerare de 2.5. Și dacă îi dăm a treia, treia, iau de 5%. Nu avem viteză prea mare. Dacă îl dădeam de la 5 și îl scoteam într-a treia, se vede atunci. Da. Uite, acum ai dat-o mai tare un pic și scade iar consumul.
Asta e ca un pe loc. Uite, dacă îi dăm aici, îmi spui asta că am făcut drumul la București. Da. Consumul mediu. Ne-a scăzut pe loc consumul mediu acum. Și plus dacă apeși pe râs și se resetează tot? Nu. Să-l schimbă... Nu, a crezut dacă le apeși deodată să se reseteze consumul. Ia, dă-i și un pic de lapte de cocomârlă. Mai ai? Hai că mai ai. Eu am zi, eu încă am lichidul de iarnă. Că aveam niște bagaje la un moment dat, poveste lungă, poate o zic pentru membrii, zic după ce termin de filmat. Ideea e că aveam bagajul plin, portbagajul plin și aveam și două bidoane. Unul plin de lichidă parbriz de vară și mai aveam nițel una de iarnă. Și am zis, hai să fac loc și am umplut rezervorul cu ăla de iarnă să scap de el, să golez bidorul acela și mi-a rămas un pic într-o sticlă și am mai dat așa pe parbriz. Și eu toată vara o să merg cu lichidul de iarnă și cred că o să-l termin fix cât de prima zăpadă. Dar lasă că o să-l păstrez pe ăsta de vară, îl păstrez pentru la anul și trebuie să cumpăr acum unul de iarnă pentru la iarnă. Că poate îl termin până atunci. Da, e bun. Ideea e că nu poți să mergi cu lichidul de vară iarna, că poate să scrape borcanul. Sunt șanse. Poate să înghețe. Eu n-am pățit asta, că am pățit să merg cu ăla de vară. Nici eu țin numai iarna de tare încă să-ți înghețe. Eu am, uite, eu anul trecut cu pălul, am mers numai cu lichidul parbriz de vară. Claxonul cum se aude? M-au zis că e claxon de camion, ia mai de o dată. Ăsta e claxon de camion, să tragi o frână de mână, să-mi ține frâna de mână. Dă-i. Aude, opa, da, și frâna se vede, acum a lăsat-o jos. Cum, asta e mașină bună, deci cât ai dat pe ea, îți faci treaba. Față de Opel-ul ăla, asta e bolid, mâncați-și. Băi, Opel-ul ce ai în Opel-ul a avut farmecului, mașina aia... A fost... Aia... Nu o să tolerezi asta, a pus cât a tolerat aia. Da, ai și abuzat-o, adică... Mâncați-a, ai cărat, adică ea... ai cărat Porsche cu ea. Am cărat, ce, nu doar Porsche, am cărat scări, scule, frigidere, cât am cărat cu mașina aia, mâncați-a. Asta am luat-o pentru confortul meu, că e mai mistă. Puțin mai dotată, mai mergi și tu la o gagică ceva. Mai ieși la o gagică ceva. Bă, da, Opel-ul era caldă bătaie, măcar asintă-ți. Am tras cu aia, nu știu dacă o să-mi fac. Mai deodată să vedem consumul, că acum ți arată mediul sau nu, viteza medie. Așa, lasă la... Așa. Dacă lăsăm numai la relantiv, să stea numai cu clima, 2.5, 2.6. Da, da. Scade dacă stăm pe loc, suntem singuri mers acum. Clar. Ia să lași odată mașina în viteză și să se decelereze, să o ia la vale, să vezi ce consum mic o să ai. Dar nu prea găsim vale pe aici. Întoarcem. Adică da, la întoarcere vedem acolo. Da, ce are? Păi da, n-ai vizibilitate. Nu e vorba de vizibilitate, n-ai vizibilitate. Mai e și începător, șofer profesionist, adică începător. Ușor cu șanțul. Am un vidăbrăcare foarte mare, să știi, pot să mă duc, ia uite. Ia uite, opa. O singură de asta. Din nou. Aude, 50, 44, plecarea pe loc foarte turată. Dacă mă duc în 4-5.000, ajung până la 80-3. Și dăm acum. A, 80 la oră, grea cu 80 consum. Fii atent, da, 80 la oră. În generație sunt 4.000, 80 de asta cu 3. Nu știu că am ajuns la 4.000. Da, ăsta e mersul sportiv. E mersul sportiv. Boss, pentru ea care vă știți cu mersul sportiv, decartați bani la benzină, că... Băgați bani în benzină. Vreți să mergeți cu consumul mic? Mă rog, poți să-i dai și mai sportiv, că se reglează după, uite, de asta suntem la 5-a, 100%, 5%. 5-2, și avem 100 la 2200, știi? Da, în condițiile în care avem un motor mare, 1.8, e pe benzină, 1.8 benzină. Și cât ai impozitul, dacă chiar, și asigurare? S-au scumpit impozitele, mă, asigurarea e foarte ieftină, că este norma de poluare bună, e Euro 4. Mm-hmm. Și mi-a ieșit, că când era acordul bun, mi-a ieșit la Noxe, fără problemă, n-a trebuit să mai dau spagă, aviz la cum să faci treaba pe la noi. Da. La asigurare, 920 de lei. Dar n-ai bonus 8? Nu, n-am bonus bonus, că e prima... Da, matriculare la mine asta, și asistatul 2 ani pe dreapta. Uh-huh. Iar ăsta, impozitul este 250 dacă îl plătești după... Până în 31 martie. Da, nu, după 31, dacă îl plătești până în
prețul nu e 220-200 ceva. Aha, deci dacă îl plătești din timp pe 220. S-a mărit toate impozitele și practic cât dai acum pe un 8, dai înainte pe 2 zile. Da. Zero a ajuns în 200 și ceva pe 300. Eu aveam vreo 50 de lei până în martie și am cred că 60 de lei impozitul la mine, că e între 1, 2, 1, 4, categoria aia. E bun, aproape că mă bate. Dar parcă strâmbură un pic oglinda. Da, pentru că se rabatează oglinda. Și sunt cam slăbite, o să vreau să le schimb la un moment dat. Ia fi atent, 120, da? O lăsăm acum să tragă în frână de motor. Și acum mașina a intrat în frână de motor, vedeți? Consumul zero. Adică o ții în viteză, dar nu accelerezi și lași mașina să decelereze și e consumul zero. Direct pe computer. Păi eu așa fac mereu. Deci eu în București, când circul noaptea fiind liber, eu nici măcar nu mai pun frâne, pentru că adaptez viteza să prind semaforul. Că în București, dacă ai prins verde în a treia la 45 la oră, le prins pe toate, pe Colentina acolo. Și eu fac așa, prind verde o grămadă, las mașina să decelereze dacă e roșu și când văd să face verde accelerez. Și uite, și pe stradă, pe așa, când văd curbe, nu accelerez, las mașina să decelereze, o las în a treia, a doua, depinde cât de urâtă e curba, atal dracu câine. Marș! Și eu când văd curba așa, las mașina să decelereze și după ce tai curba cam de un pic mai în spate, după aia accelerez și nu pun frână deloc. Și astfel scot și consumul și nu tocesc nici frânele. Mai ales că vara, ai observat că vara se încing plăcuțele imediat? Da. Dai două, trei frâne și scârție. Sunt pentru că e căldura asta mare, mezeala. Că uite, eu noaptea când circul în București, nu scârție deloc. Ziua dacă circul, două, trei frâne, gata, scârție plăcuțele. Asta că e și soare și e și solicitant în București. Când am avut ambreiazul vechi, când se încingea, când era rece, prindea mai bine. Mm-hmm. Când se încingea ambreiazul vechi, era zare. Se făcea foarte, se întărea foarte tare. By the way, o chestie, când am schimbat ambreiazul ăsta, prima dată și era nou, până să fac formarea, era foarte, foarte, foarte moale. Atât de moale, încât nu credeam, credeam că e stricat. Știam, bă, sigur l-ai montat bine, asta trebuie să fie, da, mă. Deci, da, ambreiajul când e nou, ține foarte jos. Da, și e foarte moale. Că cu gât se totiște, poate se întărește. Da, devine mai rigid. Și când ajunge ambreiajul, de exemplu, să ai pe asta ambreiajul să țină sus ca la Logan, e clar, trebuie să-l schimbi. Da. Aia, vezi că asta un mic story time, când am fost la mecanic. Eu am mers cu mașina asta, cu ambreiajul la defect, vreo 2500 km. Mm-hmm. Și am mers, boss, am făcut kilometri. Nu era vechi, era defect, era tocit. Era tocit discul. Pleacă, asta pleacă de presiune și rulmentul mai mergeau. Mm-hmm. Dar discul era foarte tocit și nu prea mai prindea. A fost ambreiajul, cred că a fost ambreiajul de calitate proastă, a fost un tărăi ieftin adus de până zi. Făcut pe vapor. Da. Ia uite, străzi asfaltate pe aici. Îți dai seama dacă ar fi alegeri în fiecare an? Am asfaltat și noi în fiecare an, ce bine ar fi. Nu, bă, dar dacă ar fi alegeri în fiecare an în România, ce dracu, mă, noi deja am ajunge să fim peste Statele Unite, peste Japonia, peste toți cu dezvoltarea. Da, sunt au dezvoltat ai noștri anul ăsta, nu au dezvoltat în 10 ani. Da, ce vorbești, bă, s-au apucat să... Și în București, prin unele cartiere, s-au apucat să tragă la asfalt. Băi, ieșeam din casă dimineața, mirosea bitum că turnau asfalt cât a fost campania. Ai văzut când am fost eu în București ultima dată, am luat-o pe autopen pe zona aia acolo, știi? Și am intrat, nu mai știu pe ce zonă, cred că pe partea asta, cum te duci spre Balotești. Ai văzut că acolo se lucrează la căi ferate și de mult se lucrează, de mult se lucrează, că a mers anul acum. Ăsta au spart, ca lumea s-au băgat, știi? Da? Da. Că uite, și acum 2 ani, țin minte că am mers cu trenul pe la Târgoviște și pe la Titu, parcă sau nu mai știu unde, puneau niște șine. De tren, mă rog, de tramvai, de fapt. Se fac din nou tramvai. Nu, acolo zic că era tren. Cu conductele. Că tot, deci am fost pe centrul vechi cu un eveniment, am avut... Poți să las pe filmare, dacă... A, zici ceva, oricum tai mult la montajul. Da, zic că am fost în centrul vechi cu un eveniment când am fost cu campania. În centru vechi, multe zone închise pentru că se lucra la conducte. Da. Efectiv, conductele de apă. Da, da, da. Păi au spart zi. Deci au luat bucăți din șosele care de bază, adică și pe la Gara de Nord și pe la Piața Victoria cu o lună la fel. O grămadă de spărturi. În multe zone, numai unde erau 2-3 benzi, poți să mergi după bandă. Da, da. Dar să vezi,
e antenă. Îmi scapă numele, bule. Uite, a tras o frână pe aici, cred că i-a sărit un iepure ceva. Pe aici mai sunt fazani. A prins o dată taică meu când au repopulat cu fazani și era șoseaua plină de fazani. Da. Ce voiam să zic? Pe la, nu știu cum se cheamă, bulevardul, cum ar veni, cum vii pe la Tei, treci pe la casa de pensie, ajungi în capul și faci stânga, să te duci pe Ștefan cel Mare, pe unde trece linia de tramvai, acolo, intersecția aia. Ai văzut că nu mai e tramvaiul? Da. Au scos tramvaiul? Norocul meu că trec noaptea pe acolo și e liber, că acolo e concediat, e cu altceva, nu mai e. Semafoarele le-au oprit. Mă, și îți dai seama, vine aia toți de pe Ștefan cel Mare și te rogi de ei să te lasă să intri, ca să faci tu stânga, să te duci. O, dacă am o chestie cu experiență în București, uite cu asta, până după ce am schimbat ambreazul și am avut în București, am avut proasta, nu m-a teanis pe mine ca acum, am avut proasta convingere, eram pe banda 1, era unul cu avarile puse, normal că era unul cu avarile puse. Și m-am stat și eu, 5 minute, 10 minute, poate mă lasă unul, era nasaul, nimeni. Și am făcut o românească. Oare undeva dacă se sesizează poliția pe românească asta, dar m-am uitat după care venea cu mașina mai scumpă, am dat semnal stânga și m-am băgat în față. Dar dracu. Nu m-a dat dracu pentru că unul trebuia să o oprească. Eu dacă mă lovea, eu pierdeam o mașină de 45 de milioane. El dacă se lovea, avea de băgat vreo 4500 de euro probabil. Da. Așa că am dat-o încet asta. N-ai cum, deci să circul frumos în București ziua, n-ai șanse. E greu, e ceva oribil, ești nebun. Și eu circul foarte legal. Mie îmi place să circul legal, îmi place să circul de zi, să nu iei amendă. Da, să nu doar de luat amendă, îmi place să fiu om în trafic. Dacă ar ști câtă lume las să iasă din parcări, să bage, să da, da. Postul, că nu mă, știi? Crezi, n-ai cum să faci asta. N-ai cum, e greu. Eu dacă am ocazie să las pe unul de la mine, ai bagă, te las. Zice că și eu mai pățesc. Mai pățeam, o să-ți povestesc cu ce ocazie. Te trebuia să mă milogesc, bă, lasă-mă să mă bag pe banda ta, că trebuie să fac stânga în față. Trebuie să fac neapărat stânga, nu să traversez. Da. Băi, cam asta ar fi și mașina. Ford Focus 1, 2004, 1.8, benzină, 16 valve, 115 cai. Bă, o mașină bună, adică se ține bine la 40, la... Vrei să zic prețul mașinii? Da, 400 de euro. Deci mașina e 4500 lei, nu euro. Se menține foarte bine. Deci mașina la bani ăștia, mai greuți, poți să găsești mai nouă la an, dar mai rulată. Câți kilometri are? 172.000. Dacă voiai să-ți iei mai nouă la an, luai mai rulată sau mai avariată. Exact. Și asta are zgârieturi, ceva, semne mașina clasice. Da. Și aici nici nu mai trebuie să accelerez, că o e la vale. Deci da, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Lăsați-vă opinia în comentarii legată de această mașină. Tot cu el am făcut și primul review cu Opel-ul acela, care cred că a ajuns vehicul istoric sau mai trebuie? Mai trebuie. Încă una mai trebuie. Încă mai circulă Opel-ul ăla? Circulă. Încă, deci Opel-ul ăla aproape istoric. Am făcut-o unui băiețas, nou începător cu ea. Circulă băiatul cu ea. Lasă că așa trebuie să iei mașină, circul. Bun, cam ăsta a fost videoclipul. Scrieți și voi ce mașină aveți în comentarii. Și dacă vreți să facem review la mașina voastră, contactați-mă, aveți Discord, Instagram, e-mail, Telegram. Nu mai am OnlyFans. Nu știu dacă mai am Twitter, chat-uri bait și așa mai departe. Pe data viitoare, lăsați și voi un like pentru acest bolid. Dar să știi tu praful ăsta pe el. Uite, amprentă să mă clonezi. Ciao, les!